de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Să începem revigorant această emisiune. Știți că ieri o mare parte din oraș, zona Mărăței, nu a avut apă și în marea lor bunăvoință și din probabil cu multă inițiativă cetățenească, autoritățile s-au gândit să compenseze acest lucru. Vă invităm să intrați pe pagina de YouTube a Mesagerului de Neamț sau pe site pe Mesagerul de Neamț și să vedeți ce măsuri în compensare au luat autoritățile. Dacă n-a fost apă la robinete, acum aveți o zonă întreagă de la Banca Comercială încolo, o zonă aproape lacustră. Dacă aveți mașinile murdare, puteți trece pe acolo, cu grijă totuși că s-ar putea ca în anumite zone apa să depășească pragul mașinii. Dacă doriți să vă răcoriți, pentru că vă dați seama, vine apă rece de acolo, puteți sta și să faceți și o promenadă pe marginea lacului. E posibil de asemenea, mi-a spus cineva, ca să fie o inițiativă instituțională, având în vedere că avem în Neamț ambasadorul Egiptului, cineva s-a gândit probabil să-l impresioneze, știind că acolo e deșert și că în momentul în care un egiptean vede apa țâșnind din pământ, se gândește pe lângă minunile biblice și la posibilitatea ca să gândească cumva un sistem asemănător și în țara lor. Ne oprim aici cu această introducere răcoroasă și bănuiesc deloc păguboasă pentru cetățenii municipiului Piatra Neamț și în general ai județului. Și ne întoarcem la prea frumoasa emisiune. Astăzi discutăm lucruri plăcute și neplăcute cu inspectorul școlar general, domnul profesor Mihai Obreja. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră. N-ați venit prin Mărăței, nu? Nu. Vă invităm la finalul emisiunii să vă spălați mașina pe acolo, că este frumos. Faceți o vizită la Cartianu, da, acolo și vedeți și care e treaba. Nu fac economie la cheltuielile cu întreținerea mașinii. Exact, exact. Domnul general, avem multe de discutat. Ce preferați? Începem cu lucrurile bune sau cu cele mai puțin bune, ca să terminăm cu lucruri bune? Eu zic să începem cu cele bune, poate fiind și la începutul emisiunii. Haideți să începem cu lucrurile lumea bune. Lumea se conectează, deci, și ne urmărește. Haideți să vedem. Suntem ca pe finalul aproape al examenilor. Mai avem vineri să primim rezultatele la BAC. Săptămâna aceasta se recolectează lucrările pentru cei care au depus contestații, iar vineri se vor afișa rezultatele finale la examenul de bacalaureat. Ceea ce înseamnă că vom avea o imagine, după un an greu, cu două cele două examene importante. Da, și după un an în care copiii nu au stat prea mult la școală, după cum bine știm. Bun. Din punctul de vedere al inspectoratului, să vorbim acum despre evaluare. Da. Aici avem deja rezultatele totale. Da. E de bine, e de rău? Suntem în media națională. Este bine pentru noi cei din județul Neamț că am avut în primul rând o rată bună de participare la examenul de evaluare națională. Dacă mi-amintesc bine, rata a fost de 98,5%. Asta demonstrează că a existat interes din partea copiilor, a părinților. Au fost motivați și de către profesori, de către directori. Avem un procent final după contestații de 73,5%. Este cam același procent față de anul trecut, să spunem, la evaluare națională. Parcă un pic mai mic, dacă mi-amintesc eu bine. Un număr mai mic de copii care au obținut media 10, cred că numai 4, dar și la nivel național sunt mult mai puțin, cred că de 10 ori mai puțin față de anul trecut. La limba și literatura română rezultatele au fost mai bune,
De altfel, în fiecare an, la limba și literatura română, procentul este mai ridicat și la noi a fost de 84-23%. Iar la matematică, în continuare, sunt note mai mici. Peste 5, doar 65,42% dintre cei care au susținut examenul de evaluare națională îndeplinesc într-un fel sau au credința că vor putea obține un loc la liceu. Aici ceea ce ne doare pe noi și aici trebuie văzut în viitor exact ce strategie va fi adoptată, poate chiar la nivel național. Procentul este mult mai scăzut în rural. Ceea ce demonstrează foarte clar că acei copii nu au, cel puțin la acest moment, aceleași șanse de acces la o educație de calitate. Domnul general, haideți să discutăm un pic cu cărțile și tabletele pe masă, ca să zic așa. Noi am început un șir de materiale să vedem cum s-a desfășurat școala în comunitățile rurale. Și am luat aproape comună cu comună și publicăm. Ce observăm? Toți directorii de școală spun așa, am primit tablete, am primit conectare la internet, așa. Nu am avut probleme. Lucrurile, am făcut eforturi să depășim, primăria ne-a ajutat inspectoratul pe programul acela. Dacă n-au fost probleme, dacă avem aceleași procente de reușită ca și anii trecuți, în condițiile în care anul ăsta nu ne-am dus la școală, nu e undeva o altă problemă care împietează asupra bunului mers? Nu putem spune doar că copiii de la școală nu au aceleași șanse. În școală, dacă au tablete, dacă au așa, dacă sunt profesori care își fac treaba, înseamnă că problema este și în altă parte. Nu numai în școală. Probabil că nu au aceleași șanse cu cei de la oraș datorită diferențelor de statut, hai să-i spunem, social, al părinților, da, sunt în comunitate. Mult mai multe cauze care pot explica, pe care le putem invoca pentru a justifica, să spunem, că mi se pare simplist totul să spunem. Aceste diferențe care sunt evidente între cei din mediul urban și cei din mediul rural. La matematică aici procentul este mai mic, sunt și alte explicații. El este un procent per ansamblu mai mic, deci de 65,42%. Și eu cred aici ce a spus și ministrul public la un moment dat. Profesorii de matematică cred că s-au adaptat mult mai greu la noua programă, pentru că să nu uităm, copiii aceștia care au susținut evaluarea națională anul acesta sunt cei care provin din clasa pregătitoare. Deci, practic, ei au parcurs 9 ani de școală cu un nou curriculum. E prima, cu noi, da, este prima promoție. Prima promoție. Prima promoție. E, vedeți? Și noi ne amintim un lucru, că suntem împreună profesori, că există în mentalul profesorul de matematică și asta este o prejudecată. N-am reușit niciodată să intru în mentalul unui profesor de matematică. Eu stând la catedră 40 de ani și stând aproape de ei și în școli bune și în școli mai puțin bune, tot timpul se invocă pentru a se justifica astfel de procente că matematica este foarte grea, că matematica nu este pentru toți. Întrebarea mea este ce facem noi, toți profesorii de matematică, ca matematica să fie pentru cât mai mulți copii plăcută, atractivă. Cred că aici avem o problemă cu siguranță. Asta este părerea mea. Cred că au rămas un pic încremeniți în matematică așa cum au studiat-o dumnealor în facultate, cum au practicat-o an și an de-a rândul. Și atunci și la evaluare au apărut probleme. Pentru că mulți așteaptă soluții din acestea care să fie unice, pe care le-au gândit poate numai ei. Ceea ce, după părerea mea, nu este în regulă.
Cred că aici la matematică mai e o problemă. Ea trebuie predată și un pic în legătură cu realitatea. Bun, dacă da, o să stăm numai da, dacă în zona numerelor, da, dacă ai programa. Au programa, dar nu-i oprește nimeni când predau o secvență, de exemplu, predau funcția. Dau un exemplu cât mă pricep. Să nu ajungeți să predea și gradul. Da, da, funcția de gradul 1, să zicem. Da? Vorbesc despre variabile. Păi pot da exemple din realitate, din economie. Și atunci, cred eu, copiii pot să înțeleagă mult mai bine și atunci altfel se vor dezvolta și abilitățile de prindere, de rezolvare a unor astfel de aplicații. Sunt condițiile socioeconomice. Ați spus aici și este corect. Sunt diferențe majore între copiii care trăiesc în familiile din urban și cei din rural. Deci trebuie să vedem exact adevărul. Avem și noi în județul Neamț zone în care copiii nu beneficiază de condițiile minime pentru accesul la procesul de învățare. Chiar dacă la școală... Chiar dacă la școală avem condiții. Da? Trei. Condițiile acestea legate de infrastructura școlară. Nici ele nu sunt chiar ceea ce trebuie. Și eu m-am convins de lucrul acesta treptat. Cel puțin în legătură cu tabletele acestea care au fost distribuite la majoritatea copiilor care au avut nevoie în județul Neamț și așa s-a întâmplat în toate județele. Cred că erau mult mai bune laptopurile. Deci pe o tabletă nu poți lucra cum lucrezi pe un laptop, cum lucrezi pe un calculator. Și de aceea am înțeles bine, cred că, prin planul acesta național de redresare și reziliență, în zona dotărilor a infrastructurii școlare, se merge pe ideea să ducem spre copiii care au nevoie echipamente mai performante, echipamente care să le faciliteze accesul la procesul de învățare. Domnul general, eu mi-aduc aminte de un proiect celebru, la un moment dat în România, în învățământ, s-au dotat niște... Parcă ticuri, cum se chema, nu mai țin minte. S-au dotat niște cabinete. Da, da, în și... 2003. Sau așa ceva. Primele laboratoare. Și au venit, calculatoare, au venit acolo. Da. Și în multe nu s-a locuri, produs un salt și în multe locuri, ca să nu fi se strice... Stăteau închise, da. Stăteau închise ca să nu se strice. Să nu se strice, da. E contra, o gândire contraproductivă. Bun. Problema este atunci că ar trebui acționat pe toate planurile ca să putem avea un salt în învățământ. Nu luăm tablete, le dăm, luăm laptopuri, le dăm și... Trebuie să-i și pregătim pe copii să le utilizeze și pe profesori, că și aici avem probleme mari de tot. Și problemele mari sunt tot în rural. Pentru că acei copii, în familiile din care provin, nu au instrumentele exact necesare. Și nu au exercițiu necesar în utilizarea unor astfel de echipamente. Și atunci trebuie făcut mai mult la școală. Și atunci școală. Vă întreb pe dumneavoastră. Avem aceeași situație de multe ori în învățământ pe care o avem și la lansările de carte de poezie din județul Neamț. Te duci la o lansare de carte și toți autorii care lansează poezie în județul Neamț, indiferent care îl fie el, sunt geniali. Da. Sunt geniali, toate poeziile sunt geniale și întotdeauna vin criticii așa de specialitate, spun, domne, sunt note din Arghezi, sunt note din Eminescu, o continuare, creatoarea, nu știu ce. În școli avem, nici nu știu câți experți în județul Neamț, avem experți în management educațional sunt mulți, cred că sunt peste 800. Deci 800 de experți. Da, asta înseamnă peste 10% din acești oameni de obicei se duc și merg și la când dau profesorii gradații, da, etc. Da, și fac niște procese verbale. Nu? Așa țin eu minte. Cam câte din procesele astea verbale? Vă referiți la inspecțiile pentru definitivare, pentru grade didactice. Deci, cam câte dintre acestea reflectă exact realitatea din școală, din școală și din clasă. Da. Adică nu cumva căciula aia se fură
tot timpul dintr-o parte în alta și până ne mirăm? Da, există și mult formalism în educație și dacă nu o să acceptăm lucrul acesta și nu o să acționăm în sensul a elimina ușor aspectele acestea strict formale, nu o să valorificăm acele procese verbale, pentru că atunci dacă le-am scris într-o condică acolo și rămân acolo fără ca ele să fie valorificate și ajung la ele peste ani, cineva are curiozitate, are o condică din aceea de procese verbale și zice, ia să văd, acum 30 de ani, nu, de exemplu, ele cum pot fi izvor pentru a-ți forma o imagine în legătură cu evoluția procesului de educație. Ele trebuie valorificate imediat, trebuie trase concluzii. Dar oamenii, știți cum, sunt oameni de bine. Mergi la, la o inspecție de genul acesta, toate sunt la superlativ. Inclusiv partea de după. Da, și după părerea mea, dacă nu o să părăsim această zonă, pașii vor fi mici, pentru că în învățământ există un conservatorism accentuat. Da, e un sistem inert. Domnule, și acum micul este un bun național, mai bine să facem pași mici în învățământ. Da, dar să observăm că, într-adevăr, schimbările aici nu vin imediat, vin după zeci de ani. Și atunci să fim conștienți că dacă nu inducem în sistem o schimbare adevărată, veritabilă, plătim costuri peste 10 ani, peste 20 de ani. Cum am plătit? Am desființat la urmă școlile profesionale. Și acum România Educată ne propune școli, învățământ dual, dar tot școli profesionale. Da, da, mai sunt și alte aspecte aici care justifică poate rezultatele acestea la evaluarea națională și tipul de subiect. Da? Pentru că nu prea au mai semănat cu cele din anii din urmă. Și dacă tot spunem noi, și asta este realitatea, că stăm rău în clasamentul PISA, pe 42, pe 43, acolo în coadă tot timpul, am introdus și item tip PISA, dar n-am lucrat la clasă item tip PISA, în ciuda faptului că programele ne duceau spre așa ceva. Și aici avem o problemă. Adică trebuie ușor, ușor și da, legii profesori să se adapteze la noile cerințe. Da? Trebuie să lucrăm la clasă mult mai mult și mult mai bine pe astfel de item, care pun mai mult accent pe argumentare, pe gândire logică. Bun, mai de acord cu dumneavoastră, dar și atunci cum facem când tu te duci și dai un examen tip grilă? Da, eu... Unde-i argumentarea? Da. Unde-i logica? Unde-i... Nu sunt total împotriva examenelor de tip grilă. Trebuie să ai și o componentă. Și subiectele de anul acesta au avut și componenta aceasta tip grilă. Și au și la bacalaureat. Deci au o primă parte care se duce în zona aceasta de enunțuri tip grilă. Dar trebuie să avem și partea aceasta în care copilul să poată să construiască un argument, un raționament. Altfel, ce verificăm? Dacă nu, una dintre competențele cheie se referă la raționamentul logic. Păi cum verificăm dacă elevul la capăt de ciclu are o astfel de competență? Deci lucrurile sunt mult mai complicate și revin. Dacă din partea noastră a profesorilor, a personalului didactic în general, va exista mai multă deschidere, mai multă aplicare și mai multă formare adevărată, pentru că ajungem într-o altă zonă, cea a formării personalului didactic, unde, din păcate, avem la momentul acesta, în învățământ, profesori care după au 3-4 ore de practică în perioada studiilor de licență, intră după aceea rapid în examenul de definitivare și la grade acum este mult mai repede, de s-a scurtat timpul și experiența există puțină. Și atunci cred că formarea aceasta continuă nu trebuie să aibă drept obiectiv doar obținerea unor certificate, a unor diplome, ci trebuie să se regăsească exact, concret, în ceea ce face profesorul, învățătorul în sala de curs.
Bun. Haideți, ajutați-mă. Am vorbit despre lucrurile bune. Și la bacalaureat, doriți, și aici rezultatele, eu spun că sunt bune. Am aici câteva date. Deci la promoția curentă un procent de 74,05%. E un procent bun. Bun, da, să spunem. Bun. Numai un candidat cu media 10 am avut din zona Roma. Nu știu dacă cred că e de la Colegiul Național Roman Vodă. Note de 10 la română 28, 81 de note de 10 la proba obligatorie de profil, 232 de note de 10 la proba la alegere conform profilului și specializării, dar din combinarea lor n-a rezultat decât o medie de 10. Poate mai vine una la... Poate mai vin la contestații. Spunem că e un rezultat bun la nivel de județ. Și aici, ca să fim corecți, au investit mai mult și copiii prin pregătire individuală, au investit mai mult părinții, și așa s-a întâmplat și la evaluare națională, dar a fost un an greu pentru toată lumea, iar cei care au suferit, în primul rând, sunt copiii, ca să fie o concluzie clară aici, iar golurile din această perioadă vor fi acoperite foarte greu în perioada care urmează. Adică să nu ne înșelăm că printr-un examen, chiar cu eforturi suplimentare, s-a reușit să se acopere integral, în primul rând, programa pentru fiecare an de studiu. Nu mai vorbim în ce măsură a fost și consolidat. Anul acesta a și contribuit la formarea de competențe. Haideți acum să trecem la niște lucruri mai puțin plăcute, dar înainte de asta o să vă rog să mă ajutați să scriem o știre în momentul ăsta. Dacă, bineînțeles, informațiile mele sunt corecte. Da. Am înțeles că ieri în zona Roman a existat un eveniment, să spunem, neplăcut, în care erau implicați doi elevi. Da, confirm lucrul acesta. Deci doi elevi care teoretic ar fi trebuit în momentul acela ori să fie la școală, ori plecaseră, dar n-am înțeles contextul. Oricum, poate ne spuneți dumneavoastră câteva lucruri ca noi să putem să și scriem știrea în acest moment. Da, ieri, cred că în jurul orelor 15, am fost sunat de către domnul director de la Colegiul Tehnic Danubiana Roman despre un eveniment neplăcut în viața școlii. Doi elevi de la școala profesională, din cadrul Colegiului Tehnic, care au lipsit la ultima oră sau ultimele două ore, s-au întâlnit în parcul din Roman și acolo s-a declanșat un conflict spontan, în cadrul căruia unul dintre copii de 17 ani, dacă am reținut bine clasa a 9-a, l-a atacat cu un obiect din acesta înțepător, o fi fost un cuțit, nu știu exact, n-am văzut declarația. Briceac, cuțit, ceva de genul acesta, da. Pe celălalt de clasa a 18-a. Ulterior, directorul mi-a dat și... Clasa a 12-a. Nu, clasa a 10-a. A 10-a, da. De 18 ani, deci... A, mai mare. Sunt depășiți puțin de vârstă. Ei sunt la profesională depășiți de vârstă, că le permite și regulamentul să depășească vârsta chiar cu 2 ani. Am informat și pe domnul secretar de stat Sorin Ion. Pentru mine neplăcut, pentru că a trebuit în ultimul timp să comunic către minister astfel de situații. Să revenim un pic. Copiii aceia trebuiau să fie la școală atunci? Copiii aceia, da, la ora aceea mai aveau, cred că, cel puțin o oră până la finalizarea programului. Deci au părăsit școala, au absenții, a verificat. Ei au absențe de regulă. Am aici unul dintre ei 130 de absenții, unul 111 absențe. Dar la 130 de absențe... Normal, în mod normal, dacă sunt absențe nemotivate, acolo se aplică regulamentul. Ei trebuiau să fie cam în afara școlii.
Dar o să vedem noi exact care e situația lor, deci, acolo. Unul dintre ei este rănit, a fost... Da, dus la spital. Directorul mi-a comunicat că medicii au spus că este în afara pericolului. Și între timp a fost găsit, prins și elevul agresor undeva prin județul Iași. Pentru deci a fugit. El făcea naveta dintr-un sat de undeva din Iași, în Roman. Asta îi spuneam domnului secretar de stat. Eu sunt inspectorul general care a comunicat de regulă. Nu, am comunicat de fiecare dată tot ce s-a întâmplat rău în județul Neamț. Nu știu dacă comunică toți. Asta le transmit și la directori. Dacă nu o să comunicăm lucruri de genul acesta și o să le ele trecem... Ele se vor întâmpla în continuu. Ele se vor întâmpla, nu vom putea acționa preventiv și cred că la cineva a preluat în presă, nu știu dacă am spus chiar așa, dacă o să ne preocupe mai mult imaginea comercială a școlii și mai puțin destinul copiilor, este rău de tot. Este rău de tot. Și mie îmi pare rău să o spun și le-am spus și la colegii directori. Dacă vor fi directori de birou, eu am fost director 15 ani, n-aș fi vrut să mai fac trimiteri la experiența mea, dar stăteam puțin în birou. Pentru documente, pentru semnat, trebuie să stăm mai mult între copii ca directori. Elevul trebuie să știe că tu ești directorul. Eu nu vreau să fac un experiment într-o școală cu 1000 de elevi, da? Sunt ele, poate nici nu știu cine e directorul școlii. Să ferească Dumnezeu dacă este așa. Nu pot să înțeleg de ce nu stăm mai mult printre profesori. Nu înțeleg de ce nu urmărim. Am un cadru didactic în școală, am profesori în școală. Trebuie să urmăresc și psihocomportamentul lor. Nu trebuie să ajung în situația în care să descopăr eu la un moment dat că un profesor are nu știu ce apucături. Și eu nu mi-am dat seama un an, doi, cinci, zece ani. Ajungem la cazul celălalt care a făcut furori, ca să spun așa, cu profesorul de sport de la Rediu, Roznov și Podolen, parcă preda. Iar îmi pare rău și aici să o spun, parcă prea mulți din zona aceasta de la educație fizică, că am mai avut în județ și mi-amintesc și eu de cazuri din urmă, care reacționează sau relaționează cu elevii dincolo de lege. Nu pot să înțeleg lucrul acesta. Și nu pot să înțeleg în general un lucru pe care l-am mai observat în multe școli, relațiile acestea bazate pe familiarisme între profesori. Și poți să fii și elev, poți să fii foarte apropiat de elev, poți să-l consiliezi, să-l sprijini, să fii ca un părinte, să-l asculți. Dar să ajungi la discuții care duc în altă zonă... Să explici ce fac părinții. Da. Deci, da. Nu, sunt lucruri care... Bun. Eu sper ușor, ușor să înțeleagă toată lumea că aici, în învățământ, avem nevoie de oameni onești, de oameni care trebuie să fie ei modele. Cum poți să fii model pentru copil? Când tu ai apucături, am spus, cred că m-am exprimat așa mai abrupt, am spus apucături animalice. Nu putem fi de acord cu așa ceva. Bun. Și aici și nu ne ajută nici legea. Asta vreau să vă spun, să vă întreb. Bălănescu. Îmi aduc aminte că am avut un caz la un moment dat, dacă nu mă înșel, undeva, nici nu mai știu. Am avut anul ăsta cu un profesor care tot cu elevul era la seral. Bun, profesorul ăla ce mai face? Profesorul acela, în contenciosul administrativ, instanța i-a dat câștig de cauză în sensul că trebuie reîncadrat, dacă am înțeles bine, așteptăm și noi hotărârea și motivarea. Și că să-i dăm sancțiuni, dacă am reținut bine, reducerea din salariu. Păi dacă sancțiunile atunci care sunt pe statut sunt stabilite în instanță, atunci noi la școală nu mai putem face nimic. Și alții, dacă vor mai fi vreodată în situația acelui profesor, vor acționa fără grijă, da? Vor trimite mesaje cu tentă sexuală, vor folosi limbaj aluziv în relațiile cu copiii, pentru că știu că asta nu este se va asta întâmpla este primul nimic. Pas. Eu am invocat și noi am invocat și școlile au invocat acolo un articol, cred că e articolul 280 din legea 1, prejudicii grave aduse învățământului. Păi dacă nici prin astfel de atitudini, de comportamente
nu aducem prejudicii grave învățământului, atunci ce trebuie să facem? Să se întâmple ce? Crime în școală? Să omorâm copii? Sunt grave de tot, după părerea mea. Pentru că acolo, tot în lege și în statut, se vorbește despre comportamentul profesorului. Da? Profesorul generic spus, care trebuie să fie model pentru copii. Bun, și din cauza unor asemenea indivizi, tot corpul profesoral are de suferit. Da, este stigmatizat până la urmă, pentru că în spațiu public și toți trăim și auzim, vrem, nu vrem, da? Cât ce fac cei din învățământ. Nu zice ce a făcut X sau Y, da? Și ne putem referi la tot felul de aspecte, da? Și la activitatea de predare-învățare. Dacă unul nu-și face treaba, de aici se generalizează. Profesorii stau pe scaun în sala de curs și nu fac nimic, da? Ori lucrurile nu sunt așa, pentru că majoritatea dintre noi, cu bune și cu rele, își fac treaba. Și eu trebuie să revin la cele două examene și vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe profesori, pe directori, pentru modul cum s-au implicat în organizarea acestor examene. Suntem printre județele care nu am avut probleme în ceea ce privește mobilizarea resursei umane la examene. Deci nu am avut cazuri profesori care să refuze, nemotivat, participarea la examen. Pentru că le-am explicat în timp, în perioada de pregătire, că aceste examene nu sunt numai ale copiilor, sunt examenele noastre, ale profesorilor, ale părinților, nu? Examenele acestea prin care încheiem un ciclu, că este evaluare națională sau este examenul de bacalaureat. Deci, cum poți tu să te duci acum la o școală să spui primiți-l înapoi pe domnul X? Da, nu știu nicio. Eu aștept să văd acolo părinții, profesorii. Nu știu, nu știu dacă părinții vor accepta ca la clasa unde au copii să predea. Și ce se întâmplă atunci? Un profesor, o să vedem, eu nu pot să... Nu, eu încerc să înțeleg. El va trebui reîncadrat. Da, școlile oricum fac apel. Noi avem și noi proces cu... Ne-a dat și pe noi în judecată. O să facem și noi apel. Deci noi o să mergem mai departe, să ne argumentăm poziția și eu sper, poate la apel o să avem câștig de cauză. E situația aceasta cu profesorul reținut și arestat. Păi dacă el va fi pus în libertate la un moment dat, să spunem că probele, cu toate că instanța a admis, da, și i-a dat arest pentru 30 de zile, asta înseamnă că există probe acolo concludente. Mi se pare agravant în cazul lui că de la acel caz au găsit încă 4 cazuri. Asta este o altă problemă pe care... Și probabil că dacă oamenii ar vorbi și copiii ar vorbi, s-ar putea să avem alte surprize. Asta este o problemă care se duce și în zona școlii și aici o să facem și noi o cercetare, pentru că eu nu pot să cred sau să accept că au mai fost legate de aceeași persoană evenimente de acum un an și ceva. Și atunci vedem acolo, iarăși, la fel, directorul școlii... Că nu s-a discutat într-o ședință cu părinții. Școlii, sau dacă s-a discutat, de ce nu ne-a informat și pe noi. Exact. Pentru că atunci facem și noi o anchetă proprie și, de regulă, putem trece peste micile clanuri, înțelegeri de la nivelul școlilor, că nu e un eveniment grav, că nu s-a întâmplat de fapt chiar așa, nu. Și aici o să facem o cercetare și noi să vedem dacă acolo, dacă e vorba de Rosnu, da? Păi da. Unde am mai avut și doamna director, cred că atunci supărată când am schimbat-o, școala la care s-au dus în spațiu public date legate de bacalaureat. Chiar dacă era o persoană politică, eu am spus, nu avea legătură, putea să fie oricine, dar tu ai obligația să nu duci în spațiu public date legate de o persoană, că ai semnat acolo, da? Candidatul știe, el media, e treaba lui, însă au semnat toți declarații că respectă prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Și apoi până la urmă oamenii politici sunt mândri de rezultatele lor și de fapt în curs public. Da, da. Mai bine, ales cele de la bacalaureat și alte lucruri. Adică mai ales că unii și insistă an de an ca să-și dea bacalaureat. Unii s-au lămurit și atunci... Dar și-i foarte bine că s-au oprit la un moment dat.
Pentru că dacă nu-ți pregătești un examen, degeaba insiști și mai ales astăzi degeaba mai insiști, când vreau și vreau să le spun tuturor, în zona aceasta a examenilor nu mai mișună lumea, ca în anii din urmă, și este foarte bine că stau așa lucrurile. Trebuie să mai lucrăm un pic și la încrederea oamenilor, pentru că, din păcate, încă unii mai gândesc la ceea ce se întâmpla cu ani și ani în urmă, la examene. Vreau să și vrem să le spunem că asemenea lucru nu se întâmplă. Trebuie să mai lucrăm un pic la ceea ce înseamnă evaluarea și evaluatorii, ca să nu apară greșeli, erori, pentru că și la aceste examene au apărut, cel puțin după contestații, am văzut toți diferențe mari uneori între evaluarea din centru de evaluare și cea de la centru de contestații. Poate aici trebuie lucrat mai mult, trebuie lucrat mai mult și la structura subiectelor, pe de o parte, și doi, la pregătirea evaluatorilor. Dacă vom avea evaluatori pregătiți pe bune, eu zic că putem ușor, ușor să ajungem în zona unei evaluări mai obiective. Asta ce înseamnă? Dacă suprapunem autoevaluarea cu evaluarea, diferența să fie. Se suprapun. Se suprapun. Asta este o altă problemă. Mai ales problemă. Când e vorba de inspectori. Aici este o altă problemă cu gradațiile. Eu mi-am exprimat un punct de vedere și am spus foarte clar că așa cum este organizat acest concurs acum, în care accentul este pus pe acel dosar, pe acele documente. Șina, dosarul cu șina. Da, nu prea este în ordine și aici ministrul are perfectă dreptate. Sunt diplome, certificate și aici citesc, obținute la chioșcul de ziare de la Rusia sau chioșcul de ziare... Mă rog frumos să nu, de la... să nu loviți în chioșcul de ziare. În chioșcul de ziare. Pentru că nu chioșcul de ziare organizează excursii pentru diplome la Chișinău sau în Ucraina. Așa este. Și eu țin minte că erau chiar oameni apropiați de inspectoratele școlare care făceau lucrul ăsta. Am auzit și eu și am auzit și cu nume și prenume că s-au făcut astfel de deplasări, excursii și în două zile veneai, după două zile veneai înapoi cu 60 de credite. Dar nu numai așa. Ce mai nu mergi vineri până la Chișinău? De ce? Hai că facem niște cumpărături pe acolo, mai aducem și ceva și ne scoatem și banii de excursie. Bă, dar ce e excursia asta? Ai și ei 60 de credite. Și sunt și recunoscute. Eu sper mult să se producă schimbări și aici. Ați văzut că sunt niște propuneri în dezbaterile acestea pe România Educată, la Cotroceni. Cineva m-a întrebat chiar de la dumneavoastră care e opinia mea în legătură cu inspectoratele școlare. Eu nu pot să retrag ceea ce am spus cu ani în urmă, că le-aș desfința sau le-aș regândi. Am văzut că aici este o propunere să se transforme în centre județene pentru învățământul preuniversitar, să fie extrasă inspecția școlară și dusă către o direcție care să aibă ca obiectiv principal asigurarea calității, deci acolo să meargă inspecția școlară. Astfel de regândiri, de reconfigurări. Mi-aduc aminte de o melodie celebră de pe vremea când făceam armata. Știți? Făceam armata și era o melodie celebră. Nu vreau să spună că am ceva cu oltenii, mai ales cu oltenii. Acum sunt într-o ofensivă totală spre funcții în România. Dar, spune așa, doi olteni săpau o groapă. Ce ne facem cu pământul? Rezultat de la săpare. Ce întrebare idiotă? Păi săpăm o altă groapă. Adică desfințăm sau inspectoratul și îl ducem în alte două comisii. Da. Și comitete. Adică ori facem ceva deștept, ori dacă nu... Da, cred că primul lucru, și acesta zic eu că trebuie făcut, regândit relația aceasta minister, inspectorat, indiferent cum se va numi el, școală și autorități locale. Pentru că, din păcate, dacă nu va fi statuată corect această relație, în continuare, vom vorbi despre descentralizare, autonomia școlii, dar școlile întreabă de fiecare dată. Deci mă sună și pe mine colegi directori și le explic. Ei trebuie să decidă acolo. Au această teamă. De ce? Pentru că nici legislația, la un moment dat, nu le permite la modul clar
asumarea unor ceva, răspunderi, da. Și deci implicit adoptarea unor decizii. La fel în relațiile cu autoritățile locale. Vedeți, am problema aceasta a burselor. Da? Deci vin banii, vin 15 milioane lei pentru bursele școlare, merg banii prin trezorerie, prin bugetul UAT-urilor și de acolo să ajungă la școli. Și cred că nu este zi în care nu primesc întrebări și le explic foarte clar. Ați aprobat. Ați aprobat și ați primit banii pe execuția de la 31 decembrie 2020. Aveți hotărârea de guvern 1064 de la sfârșitul anului trecut. Dați-le bursele la copii. Nu aștept. Ce mai așteptați? Da? Banii aceștia sunt. O hârtie de la inspectorat. Da. Vă rugăm să eliberați bursele întrucât aveți bani în cont. Văd că unele primării s-au mișcat bine când au apărut discuții. Primăria Roman a cerut o redistribuire între școli, pentru că unele școli n-au consumat, că n-au îndeplinit condițiile. Și este corect. Ne-au trimis, au trimis documentul la trezorerie, au redistribuit banii. Deci trebuie și o conlucrare între instituții, chiar în contextul acesta. Și un interes, și un interes pentru rezolvarea problemei și un pic de responsabilitate. Dacă nu ți asumi răspunderi și ai temerea aceasta că dacă greșești, nu? Și te gândești mai mult la scaun, la funcții, decât la ceea ce trebuie să se întâmple în comunitatea școlară, atunci e grav. Domnul general, e adevărat, eu mai citesc din când în când și știrile care se publică la noi pe site, din când în când le mai citesc, că nu am timp să le citesc pe toate. Și am văzut că avem o premieră în Neamț. Nu există niciun liceu care să aibă o clasă care să nu fi luat bacalaureatul. Da. Cineva din acolo. Adică mi se pare, după câți ani se întâmplă lucrul ăsta? Păi, cred că după foarte mulți ani. N-am contabilizat. Adică avem și noi, deci anul acesta, câte cel puțin un candidat care a luat la licee examen de bacalaureat, cred că la Horea este unul. Nu voiam să dau, dar am scăpat și am spus, dar știe toată lumea. Dar nu vorba contează. De Ion Ionescu de la Bradere, am avut o discuție cu doamna director pe subiectul normare. Eu pot să înțeleg foarte bine liceul acela și eu nu cred că greșesc dacă spun așa, a fost distrus aproape în timp de cei care s-au ocupat de el. Era unul dintre cele mai bune licee agricole. Un etalon. Etalon. Cu o bază. Au și acum, au fermă zootehnică, au o fermă cu 200 și ceva de oi, 200 și ceva de capre, au 300 de elevi. Și cine se ocupă? Au personal aparent cam mare, cam supradimensionat. Au ingineri zootehnist, au... E bază de practică, fermă de practică până la urmă pentru elevi. Numai că nu prea au elevi care să vină să urmeze și cursurile liceale, să ia examenul de bacalaureat. Pentru că elevii acolo și-au dat seama că... Eu știu că e nevoie de așa ceva. E nevoie și de tehnicieni veterinari, de tehnicieni agricoli. Sunt asociații, ferme agricole care au nevoie de personal calificat, adică să o spunem direct. Dar pentru asta trebuie să-i și motivezi pe elevi, să-i aduci, să îndrăgească. De exemplu, acolo este vreo clasă duală? Nu există. A fost o încercare la un moment dat. Eu o să merg, să văd săptămâna asta, dacă nu săptămâna viitoare, merg până acolo, că au și o vizită de la Aracip. Și viitorul este, într-adevăr, al dezvoltării unor relații cu operatori economici din zonă. Că noi avem cel puțin 4-5 operatori economici mari în zona asta agriculturii, care au nevoie de oameni. Procesării produselor agricole, zootehnice, dar trebuie umblat mai mult. Ei beneficiază și de un sprijin, cred că și financiar, de la Ministerul Agriculturii. O să merg până acolo să văd exact care e situația, după care să am o discuție până la nivel de minister, că ei trebuie sprijiniți, într-adevăr. Asta cu... suntem printre județele care nu avem câte un, cel puțin un candidat. Dacă am ajuns să ne mândrim... Păi nu, da, zic și eu, adică... Atunci, după mine, este grav, da? E grav și... Sunt și licee care au fost dezvoltate prin zone rurale, unele din ele fără suport. Eu nu știu cum
nu poți dezvolta numai... S-a întâmplat de altfel și în urban, în anii din urmă. Adică numai că vrea cineva să fie liceu în localitatea respectivă, să vedem. Am văzut că și în legătură cu examenul de bacalaureat și cu traseile profesionale vor fi niște schimbări. Dacă vor agrea toate partidele politice și vor accesa la această, vor adera la această strategie, să aibă și cel de la profesională posibilitatea la un moment dat să susțină un examen de bacalaureat dacă este pregătit. Modelul acesta funcționează în Germania și cei care vin, de exemplu, din profesional dual se poate susține, chiar dacă fac 3 ani de școală, se poate susține examenul de bacalaureat, așa cum susține examenul de licență, se zice pe model Bologna, cei care fac 3 ani acum. Deci, practic, sunt cursuri de scurtă durată. Da, eu am... O să le vedem pe toate aranjate un proiect care, dacă într-adevăr e un ansamblu coerent, da, atunci ne putem aștepta, dar nu imediat, să vedem și... Eu acum aștept imediat, nu vă supărați. De ce? Pentru că programul România Educată a fost lansat de câțiva ani. Bănuiesc că de atunci este a tot pritocit. Este și anul acesta și imediat trebuie trecut la adoptarea actelor normative prin care să-l punem în mișcare. Am înțeles. Deci, una peste alta, să conchidem. Rezultate la evaluare asemănătoare cu cele din anul trecut. Da. La bacalaureat. Și condițiile au fost cam aceleași. Mă rog, aproape aceleași. Da. Acolo măcar a fost un anul semestru... Anul trecut au stat mai mult în școală copiii și s-a văzut lucrul acesta. Anul acesta mai puțin. Avem la bacalaureat această premieră că nu există niciun liceu fără măcar un bacalaureat acolo. În rest, eu... Adică nu suntem în grupul acela de 42 de licee, parcă, din țară, dar asta nu trebuie să fie element de mândrie, că m-am uitat care sunt cele 42, am avut curiozitatea, care sunt cele 42 de licee. Sunt din niște comune, din niște comunități mai mici. Explicați-mi și mie ceva, uite, și pe urmă încheiem, când deja vorbim... Să spunem că este un părinte și vrea să-și ducă copilul să învețe la o școală profesională. Câte școli profesionale din județul Neamț au ateliere adaptate la noile realități din economie? Adică, nu știu, nu vorbesc de auto, că aici deja... lucrurile au luat o razna, nu poți să... Acolo totul e capsulat. Hai să zicem că încă mai au o bază de practică. Dar mai în rest... Mai sunt acele licee care au și școli profesionale și care au beneficiat de dotări la un moment dat pe programul FARE, deci pe programe de preaderare. Mai sunt școli care au făcut teleachiziții. Eu am văzut, de exemplu, evenimentul de la Danubiana, lucru urât acolo, dar am văzut și lucruri bune acolo. Am văzut elevii care făceau practică acolo, la cantina liceului, deci pe industria alimentară, deci au achiziționat aparatură și copiii lucrează acolo, deci produc. Bun. E ok, eu vorbesc că, de exemplu... Dar sunt puține, deci ca să beneficiezi de dotări prin finanțări guvernamentale, cred că din 2007-2008 nu au mai existat astfel de... Având în vedere că ritmul de înnoire în economie, al tehnologiei, crește, deci nici nu poți să-ți dai seama câteodată se schimbă la nivel de an tehnologia, dacă nu de două ori pe an, în anumite domenii. Și tu ești la școală, trecem peste faptul că nu ai maestri și ingineri sau cine predau acolo, tehnicieni, care să fie tot timpul racordați la noile tehnologii. Da. Și atunci, despre ce vorbim noi? Da. Ce fel de învățământ profesional vorbim noi? Sunt probleme la care schimbările se vor produce până la urmă. Vrem, nu vrem. Eu am spus și în comitetul acesta local pentru dezvoltarea parteneriatului privind învățământul profesional și tehnic, că atâta timp cât vom propune cifre de școlarizare, clase, ca să răspundem nu nevoilor pieții, ci nevoilor de încadrare, nu va fi bine deloc. Adică
mai concret. Dezvolt meserii, profesii care nu au căutare pe piața muncii. Și atunci, numai ca să mențin anumite persoane să rămână încadrate în învățământ, să aibă norme, să aibă catedre, da? Și să folosim acele ateliere care mai există în unele școli, dar ceea ce fac copiii acolo nu are căutare pe piața muncii. Despre ce vorbim? Atunci trebuie să-și asume fiecare răspunderi și niște riscuri. Până la urmă există și conversii profesionale, deci nu suntem... Noi în învățământ mergem pe ideea aceasta că am intrat în învățământ, am dat un concurs, sunt fixat pe un post și trebuie să stau toată viața acolo. De aceea România este țara cu cea mai mică dinamică socioprofesională. Oamenii greu acceptă să schimbe un loc de muncă, să schimbe meseria. Da? Da. Din păcate. Și mai ales cei care lucrează în zona bugetară, în zona administrației, nu? De ce să plece el din administrație, nu? Unde are un salariu bun, unde are pauza de țigară când vrea el, pauza de cafea? Mai ales când vin șefi tineri care gândesc așa, reorganizăm administrația, mărim numărul de posturi. Nu folosim ce avem acolo. Adică mi se pare normal, ne gândeam, poate reușim să ne angajăm și noi cu tot cu ziarul în administrația publică, ca să putem să beneficiem de toate avantajele create de sistemul acesta dulce, bugetat de la stat. Dar eu cred că și aici, vrând nevrând, eu cred că și aici se vor produce schimbări. De ce? Că nu vor fi bani, domnul Bălănescu. Vor găsi, totul e legat de bani. Vor găsi. Haideți să vă spun ceva. Dacă ei au bani pentru 10 luni, bugetați, vă garantez eu că banii ăia vor fi dați la salarii, fără probleme. În luna 11-a vor găsi o chichiță și în luna 12-a vor lua bani din bugetul pentru anul următor. Totul, cu acceptul, mă scuzați, al consiliilor locale, care vor zice, păi nu putem să riscăm o grevă a personalului din primării. Cum s-a întâmplat, Doamne ferește, nu știu unde, pe la Buzău sau nu știu unde. Nu, acolo nu, nu le-au votat bugetul. N-a fost votat bugetul la ora aceasta, deci bugetul nu este votat. Cred că la Buzău, dacă le ținut și eu bine, și sunt obligați să funcționeze cu, pe bugetul de anul trecut, adică 1 pe 12. Eu sunt curios, câți dintre funcționarii de la primărie s-au gândit, au zis, băi, ăștia sunt neserioși. Ia să las eu primăria să mă duc undeva, da, să lucrez. Da, 1 pe 12 cred că se plătesc salariile și cheltuielile curente. Ați văzut? Deci să plătesc salariile, nu mai contează restul lucrurilor din oraș. Da. Se plătesc salariile. De ce? Că suntem un stat eminamente social. Avem grijă de oameni. Haideți, domnule, să băgăm salariul minim universal, să stea toată lumea acasă. Și da, să spunem așa, bă, români, aveți 800 de euro pe lună, dar stați acasă. Și din când în când vă dăm și un concediu plătit, pe bonuri de vacanță, nu pe altceva, ca să rămână bani în interior. Dar bun, ce ne facem că la unde te duci acolo și aia sunt vacanță? Și cam tot așa merg lucrurile. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Și eu mulțumesc și sper. Îmi pare rău de evenimentele care se întâmplă neplăcute. Și mie îmi pare foarte rău și asta am transmis și la domnul secretar de stat, că nu prea am liniște aici, dar vom vedea. Eu sper foarte mult că și prin asta, prin faptul că noi dorim să comunicăm mai mult, să comunicăm mai bine și cu școlile, să comunicăm la timp, cu colegii profesori, directorii, să comunice mai mult, mai bine și cu părinții, eu sper că ușor, ușor să... Poate ne înregistrăm cu număr mai mare de evenimente, pentru că noi le și comunicăm. Și asta am și transmis. Eu nu pot să, sub nicio formă, să trec... Sunt foarte curios ce vă va răspunde, ce vă va răspunde cei de la Liceul Rozlov în privința, da, acestor să... lucruri, pentru că este aproape imposibil ca ele să nu fi fost cunoscute. Da, e posibil să fi fost cunoscute, e posibil să și fi analizat, să fi avut vreo comisie. Probabil n-au avut date suficiente, deci nu vreau să ia apăreu dinainte. Dar cred că important erau să și anunțe atunci, că dacă s-au întâmplat, cred că înainte de
în 6 ianuarie 2020 trebuia să știe cineva de la inspectorat. Da. Mulțumim frumos, cele bune. Mâine dimineață o nouă emisiune, oameni buni, la cafeaua de dimineață. Și sunt convinut și de ce că vom avea subiecte interesante, cam cum s-a întâmplat și astăzi. Cele bune!